Dragi oameni buni, să știți că eu mă simt exact ca un copil într-un magazin de jucării sau într-un magazin de dulciuri, pentru că ceea ce se întâmplă aici la Scara B este absolut spectaculos, este absolut fabulos, decorurile sunt de senzație. Aici ne aflăm într-unul dintre apartamentele în care actorii filmează și seamănă cu locuința uneia dintre bunicile pe care noi le-am avut sau le avem, cei mai norocoși, poate că seamănă cu locuința pe care a avut-o vreo mătușă. Totul este fabulos, însă cel mai important este că vom face cunoștință cu cei din distribuție. Alo, da? Da. S-a venit Tudor de la Măruță. Da, haideți că mă duc acum să vorbesc cu actorii de la Scara B. Să vă uitați la ProTV, e un serial absolut spectaculos. Voi sunteți fetele responsabile cu distracția, nu? Adică da. Și după cost. Da. Tu mă observi. Da, da, noi trei. Anca. Tu ești... Outsiderița. Eu sunt fata care se angajează la agenția de turism. Noi lucrăm la o agenție de turism. Mult timp. Deci nu se prinde deloc. Pentru că se numește Scara B. Voi cu ce automatisme de la voi de la scară, românisme, da, când erați mici și vă jucați pe afară, cu ce ați crescut? Păi cu babele de la bloc. Așa. Nu? Cu mințe în fața blocului. Șaturile de vodcă și râdeam de babe, așa. E hardcore. Tu unde ai crescut, mă, fată? Că nu, unde? În Râmnicu Vâlcea. Ah, ok, bun. Nu știu cu ați respectat toți vecinii, cu a fi, cu... Dacă... Stai, te întreba cu ei ești când urcai pe scară? Normal, că ne... Deci, cum să nu... Mea, avem o bară din ea metalică la etajul 4 și turnam... Asta? Nu, nu, asta era mai pătrată, nu era rotundă. Așa. Și puneam acetonă pe ea, de la un capăt la celălalt și dădeam foc. Și era super tare și pe aruncam cu ouă în mașinile care treceau. Voi nu faceți chestia asta, zic că nu ai aruncat cu un ou crud niciodată în cineva. Bă, frate, eu am fost copil cu minte, eu nu înțeleg. Atunci de ce mai întrebi, vezi? Cât la asta din experiența ta ca om de locatar la bloc, dacă vrei, și cât la asta din experiența celor cu care lucrezi în echipă, cât la asta a contat toată treaba asta în asamblarea a ceea ce înseamnă Scara B? A contat foarte mult, într-adevăr, eu fiind crescut la bloc, nu la așa țară. Așa, apartamentul? Pe aproape, da, foarte, foarte pe aproape. Foarte așa. Pe aproape, da, și biblioteca. Am văzut și un apartament al unor fete mai joviale, să zicem, care exploatează munca în domeniul online. Este un subiect foarte sensibil. Nu ți-a fost teamă cumva să-l incluzi în acest context? O să vă placă foarte mult de ele. Sunt sigur că o să le îndrăgiți foarte mult și nimeni nu o să le condamne. Sunt totuși foarte prezente în urbanul actual al Bucureștiului. Cât la sută din ceea ce ați trăit voi în copilărie, la scara voastră, va fi transferat aici la Scara B? Păi în afară de chestiile foarte violente, gen aruncat de apă opărită pe ăia mici, cum am pățit noi când eram mici, o să apară destule. Am trăit-o pe aia cu spartul mingii. Asta chiar... Ți-a băgat cuțitul în ea? Nu știu cu ce ne-a spart-o, cred că a înjunghiat-o, nu știu. Și așa tu n-ai mai devenit fotbalist, ai devenit actor, cum ar veni? Domnul Adoc de la etajul 1. Înțeleg că voi aici sunteți băieții răzvrătiți ai Scării B. Nu neapărat, eu nu sunt neapărat răzvrătit, am fost răzvrătit cu forța de către doamna. Da, pentru că... Cu corectitudinea istorică, ăsta e de fapt apartamentul lui Dan, unde Șerban locuiește temporar. Pe tine te-au forțat să-ți lași mustața asta? Sau ți-o lăsai așa în viața de zi cu zi? Sincer, nu aveam înainte de filmări, dar acum chiar m-am obișnuit. Și nu știu dacă se vede că e și cănită puțin așa. Nu e fix ca mea, mea e blondă, așa ca de motan. N-ar trebui să fie un episod în care ți iei mustața ca tot să și scap de ea, că... Iar în stare așa cu ea, arată nasol sau se vede ca de... Ziceți voi că eu nu pot. Nouă ne place și adică ne folosește. Nu știu, eu am rămas blocat la cănită. A zis că e cănită. Păi nu, așa se zice. Cănită, când ai cu negru pe 52, familia Todose. Aici la apartamentul 52. După cum bine puteți observa, vine aici, vine aici, vine aici. Au și pungă cu pungi, da? Au un mop un pic folosit. Toate lucrurile sunt în hol la locul lor. Avem și o bicicletă aici cu coși. Avem o românească geacă de piele a tatălui, probabil luată din talcioc. Familia Tudose, ne cerem scuze că am intrat așa pe nepusă masă. Să trăiți. Capul familiei sunteți dumneavoastră, domnul Tudose? Așa s-ar zice. Tu ești fetița, da. Fetița rebelă, fetița răzvrătită sau fetița care ascultă?
Mai rebelă, dar nu dau nimic din casă încă. Mai rebelă, tu? Eu, cum să zic, încă n-am învățat aceste cuvinte. Vreau să zic că sunt un copil mai poznaș așa, în serial. Aolo, deci din cauza ta o să bată vecinii în țeavă și la ușă, este adevărat? Da, okay. Este adevărat. Haideți... Soția, cum o cheam? Cum o cheam? Mă scuzați, Maria. Am spălat, eram la bucătărie. Maria, bună ziua! Genul de soție supusă, doamnă, în acest serial? Supusă? Da. Mă, noi suntem aici, suntem pe picior de egalitate, doamne, Dumnezeule, avem aici... Dumneavoastră, cum acceptați această tiranie la care sunteți supus, practic, dacă îmi permiteți? Cu ignoranță. Vă fac probleme fetele care lucrează online de la apartamentul de mai încolo? Agenția de turism. De la agenția de turism, da. De-a dreptul inofensive, adică nu auzim... Eu n-ai zice. Poate comandăm și noi o vacanță. Da, uite, chiar de multe ori m-am gândit, da. Și acum și eu aș lua în calcul. Eu am fost Sabin Tudor, asta a fost Scarabe în fiecare joi de la 21:30 la ProTV cu acești oameni absolut minunați. Aș lua și o geacă, un încălțător, dar poate ne lipim la sezoanele următoare. Pa!